Salut! Bine ați venit în bucătăria Lidl! Astăzi o să gătim ceva, bineînțeles, senzațional, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Gătim rețeta aceea cu puiul grill bătut bine, cu bok choy și cartofi prăjiți. Ați văzut-o cu siguranță în cel mai nou episod din Bucătar fără scăpare. Haideți să gătim pentru că, sincer, mi este foarte poftă și avem și toate ingredientele pregătite. Primul lucru pe care îl avem de făcut este să pregătim puiul grill, pentru că durează un pic mai mult să se gătească. Avem un pui grill mare, sănătos. Desfacem bine pachetul, scoatem puiul din pachet, îl întoarcem pe partea cu pieptul în jos, după care, să vedeți că ori în dreapta, ori în stânga, pe șira spinării, trebuie să faceți o tăietură. Intrați bine, 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 cu un cuțit foarte bine ascuțit, până în capăt, până la gât, după care desfaceți puiul grill, puneți-l pe partea cealaltă și tăiați șira spinării cu gât, până o îndepărtați de tot. În momentul în care ați terminat treaba asta, urmează probabil cel mai greu proces în gătire. Genul ăsta de tăieturi puteți să le păstrați pentru o supă de bază. Și acum o să luăm și partea de jos a alifioarei. Bun. Odată desfăcut puiul grill, trebuie bătut foarte bine, aplatizat cât se poate de mult. Cu un ciocan de jnițele sau cu orice aveți la îndemână. Așa că o să mă mut de aici pe o suprafață mai solidă, cu tot cu tocător, și o să ne apucăm de bătut. Și începem. Când ajungeți la partea de piept, nu insistați prea mult, pentru că este foarte fragil. La acest fel de rețetă aveți nevoie de un ciocan mai greu. Puteți să faceți asta și cu un ciocan normal, un ciocan de bătut șnițele, dar este foarte ușor și atunci trebuie să puneți voi mai multă presiune pe el și să folosiți mai multă forță. Dacă aveți o ustensilă de genul acesta, care este grea, are aproape 2 kg, și face treaba singură. Bun, acum că am terminat de aplatizat puiul, din acest pui se pot servi în jur de 4 porții. Încingem bine grătarul și avem nevoie de puțin ulei, piper, sare, rozmarin. Am aici un colțișor de tocător rămas liber în care putem să tocăm puțin ardei iute. Punem peste pui, 2 căței de usturoi. Perfect. Și masăm foarte bine și repetăm și pe partea cealaltă. În momentul în care punem pe grătar acest pui, puneți-l prima oară cu partea de servire, și anume partea cu piele. Așa că să mergem cu puiul nostru, partea cu pielea, și îl așezăm pe grătar. În momentul în care l-am așezat pe grătar, ne asigurăm că e toată carnea pe grătar. Și ceea ce face acest pui să se numească, e o rețetă italienească, se numește polo al mattone, adică pui cărămidă, tradus, presat cu o greutate, efectiv cu o cărămidă sau cu o bordură sau cu ceva ce aveți la îndemână. Să gătim mai curat, vă ofer o altă opțiune, și anume o oală de apă pe care o punem peste pui, dar ca să nu avem contact direct oală cu pui, să așezăm o hârtie de copt, bun, oala cu apă. Trebuie să folosiți ori cutii de sare, ori borcane, să dispună greutatea în mod egal pe toată suprafața puiului. Bun. Și avem această oală cu apă pe care o rugăm să ne ajute să țină puiul sub presiune. În cazul în care ați prefera o altă bucată de carne, care nu necesită această operațiune de spargere, puteți să folosiți căricică de porc. Vă și arăt cu același gust. Ardei iute, usturoi, rozmarin, ulei. Prăjită bine. Lăsați-mi în comentarii voi ce ați alege. Pui sau scăricică? Bun! Bok choy! Sau, cum i-ar spune și alții, pak choy. Este spanacul chinezesc. Aceasta este o legumă foarte interesantă. Mie cel mai mult la bok choy îmi place prospețimea cotorului. Vă recomand să nu-l tăiați. Să nu-l aruncați de tot. Frunzele foarte gustoase, dar cotorul este ceva senzațional. O să lăsăm să se spele bine, să lăsăm în apă. Ok, cât lăsăm bok choy-ul în apă,
pregătim baia de ulei, focul micuț, că avem nevoie de cartofi să se prăjească la foc mai mic. Cartofii vă recomand să-i tăiați în mână, la fel cum îi tăiau bunicile noastre, din aproape în aproape până ajungem la miez. Sunt mult mai interesanți, mult mai gustoși. Toată ingineria în spatele cartofilor prăjiți stă, de fapt, în temperatura uleiului. Uleiul, dacă este foarte încins, aceștia vor fi crocanți la exterior, cruzi la interior. În cazul în care ajungeți treptat la o temperatură mai ridicată, fără să amestecați, cartofii vor fi crocanți la exterior și moi la interior. În cazul în care vreți cartofi pai, cartofii pai se prefierb înainte, după ce i-ați tăiat, se prefierb, se răcesc, pe când acești cartofi simpli, rustici, pentru că avem o rețetă rustică, sunt un pic mai ușor de gătit. Scurgem bine de apă și așezăm cartofii la prăjit. Uleiul nu trebuie să sfârie, nu trebuie să fie încins. Acum mărim focul, mărim puterea. Lăsăm să fiarbă în ulei, după care îi prăjim. Cam ăsta e procedeul. Bun, și mergem mai departe și cu bokchoiul nostru. Bokchoi pe care trebuie să-l tăiem puțin. Aveți mai multe opțiuni aici. Puteți să opăriți bokchoiul înainte sau puteți să-l faceți direct în tigaie. O să vă arăt cum să-l facem direct în tigaie. Haideți să vedem cum arată acum puiul nostru. Deja partea albă pe care o vedeți aici înseamnă că dedesubt este gătit, pentru că a început proteina să se activeze. Și acum putem să-l întoarcem invers. Pregătim o lămâie și, pentru că pe partea inițială, pe partea deasupra n-am pus ardei iute și nici usturoi, mai pregătim puțin ardei iute și usturoi. Perfect! În momentul în care întoarceți puiul, trebuie să aveți grijă, în primul rând, să se dezlipească cu ușurință de pe suprafața crocantă, după care Wow! Mamă, ce miros! Acum este momentul potrivit să punem zeama de lămâie și întoarcem cu hârtia noastră de copt și greutatea peste. Mamă, cum este asta! Îmi jur că abia aștept să mănânc. Pregătim și bokchoiul până atunci. Partea de verde o lăsăm cât mai întreagă, iar partea cu cotorul, tăiem cotorul de jos, o mărunțim puțin. Nu foarte, foarte mult, adică niște cubulețe. Așa. Voi în ce rețetă ați mai folosit bokchoi? Sau pak choi? Lăsați-ne în comentarii cum îl numiți și în ce rețetă l-ați mai folosit. Cartofii noștri sunt gata. Puiul este aproape gata. Să scoatem cartofii în care nu am amestecat aproape deloc. Doar am învârtit un pic din tigaie. Și să vă dați seama de asta în momentul în care vedeți că sunt lipicioși. Adică se lipesc între ei. Treabă foarte interesantă. Așa, îi scoatem repede din ulei. Dăm tigaia la o parte cu uleiul. Și venim cu tigaia pentru bokchoi. În cartofii, sare și piper. Obișnuiți-vă să puneți și piper pe cartofi, că foarte, foarte gustoși. Lăsăm deoparte. Tigaie, ulei, să se încingă, tocă mărunt, 3 căței de usturoi. Ok. Punem usturoi în tigaie. O să punem puțină miere pe pui. Așa. Care o întindem peste tot. Și aici o să avem un pui dulce iute acrișor. Așa. Și întoarcem din nou pe partea cealaltă. Să nu vă speriați, pentru că în momentul în care îl mâncați, oricum trebuie porționat. Piept, pulpă, aripioar. Bun. E perfecțiunea. Lămâie. Oprim și puiul. Și acum să adăugăm bokchoiul în tigaie. Pe care punem sos de soia. Undeva în jur de 2 linguri de sos de soia. Și susan. Lăsăm un pic să se călească și între timp ne apucăm și de plating chiar.
Avem aici o farfurie mare și frumoasă și albastră. Să venim cu o pulpă de pui în farfurie și cu jumătate de piept. Rețeta este gata. Pui grill, cartofi prăjiți, bok choy sauté. Varianta ca la carte. Dar dacă vrei totuși să vezi rețeta cu încurcături, cu probe, cu dacă nu iese, nu ieși, urmărește noul episod Bucătar fără scăpare. Apasă și butonul de subscribe ca să fii la curent cu tot ce se întâmplă în cele mai noi rețete, dar și în show-urile surprinzătoare marca Lidl. Spor la gătit și poftă bună!